Vreau să ne calificăm de la meciuri tur. Este dorința lui Cosmin Contra exprimată la conferința de presă dinaintea revenirii Petrolului în cupele europene. Galben-albaștrii vor întâlni pe amatorii de la Viking Gurgota, dar chiar dacă oaspeții au acest statut, antrenorul Petrolului îi avertizează pe băieți să fie serioși. Altfel vor fi schimbați indiferent de nume sau situație. Dacă nu tratăm cum trebuie să tratăm, cu respect, să știți că nu e echipă care chiar să se bage cu curul în poartă. E bine ca la noi să luăm opțiune serioasă de mâine. Toate că, indiferent ce se va întâmpla mâine, sunt sigur că putem să câștigăm și în meciul retur. Și asta vom încerca, să adunăm puncte în Europa. La grupele Europa League visează Geraldo, dar și ceilalți coechipieri. Geri recunoaște că sunt emoții, dar acestea vor trece dacă poarta pescarilor se va umple de goluri. Sper că rezolvăm eliminatoria acasă. Cum am zis, Mister, avem o deplasare grea. Și cred că în gândul de echipe în asta. Facem un joc serios și cât mai mult goluri putem să dăm. Eu vreau mult să mergem la fază de grup. Cred că e o fază foarte frumoasă și cred că e o mare dorință de echipe în general și jucători. Fotbaliștii petroliști vor avea primă doar dacă se califică în grupele Europa League. Contra spune că Hoban Geraldo va fi cuplul din defensivă care va combate împotriva feroezilor. Asta pentru că Iamisi este suspendat în prima etapă a noului sezon.